Râdem de prost. Problema 16 de la pagina 136. 16. Nimic. 16 de la 136. Bun. În ipoteza ABC, un triunghi oarecare, Adi, te rog să fii atent. Gata. Triunghiul ABC oarecare. Da. AB egal cu 18 cm. AC egal cu 24 de centimetri. BC egal cu 21 de centimetri. BC egal cu 21. Lasă așa. AD, gura. AD este bisectoarea unghiului BAC. BAC. AD bisectoarea unghiului BAC. BAC. Cu D aparține lui BC. În concluzie, aflați voi lungimile segmentelor. BD egal cu, egal cu și DC egal cu. Mie mi se pare frumos. Hai să vedem. Nu are nicio idee. Da, nu are nicio idee, dă facem desigur. Cred că de oriva bisectoare, că de oriva e un unghi și o bisectoare. Știm teoria o bisectoare cu... Eu nu știu, domn profesor, să zic ei teoria. Ei, asta teorema lui tale, zic așa. Ba nu, teorema bisectoare eu vreau. Doamne, hai să facem un triunghi, să scriem ABC, nu după aia. Așa. Deci, într-un triunghi, bisectoarea unui unghi determină pe latura opusă unghiului două segmente proporționale cu laturile unghiului. Da, asta e. Deci, triunghi ABC. Sau, hai pe românește. BA, cât în Nicolae. AD bisectoare. Da. Ce face bisectoarea? Împarte unghiile două segmente, două unghiuri congruente, mai mici. Nu numai asta. Nu numai asta, are și o altă calitate foarte tare. Pentru că AB supra AD. Dar lasă-mă pe mine. Lasă cu ce putea. Exact. AB supra AC egal cu BD supra DC. Deci, stai de zis, BD supra DC egal cu AB supra AC. Frumos, îți place asta. Da? Da. Deci, scrie asta, domnul profesor, că poate nu-i dai degeaba. Normal, asta ba, nu. Da, da. Deci, hai să zicem. Chiar asta e, ăsta e și miezul problemei. Da. Deci, din ca A de... Demonstrație, da? Demonstrație, da. Din ca A de bisectoare, rezultă bisectoarea cărui unghi? Unghiului ABC. ABC. Nu. BAC. 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 Care să pică. Rezultă. Da. Că... BD a zis. Mirna, da. Nu? Da. BD. A și demonstrat-o. Da, da, da. BD supra DC. DC. Egal cu AB, a zis față, supra AC, nu? Supra AC. Da. Și egal cu 18 supra 24. Și pe BD trebuie să aflăm, domnul. Nu, și egal, și egal cu 18 supra 24. Nu, da. Nu, da. Nu. Da. Și egal cu 18 plus 24 supra 24. Egal cu, deocamdată, mai nu am. 18 pe 24, egal cu 3 pe 4. AB, o avem. Câte este? 18 pe 24 și egal cu 3 pe 4. Egal cu 3 pe 4. Atât? Stai, măi, că nu are. Și zicem. Deci avem că BD, să ne luăm. BD supra DC. Egal cu 3 pe 4. Egal cu 3 pe 4. Adică BD plus DC supra DC egal cu 7 supra 4. Ia facem raportul de derivare. BD plus DC. Dar de ce să fac asta? Nu știu. BD supra DC. Ca să aflăm DC. Pe BD că-l știi, domnul profesor. Aaa, faptul că-l știi pe tot BD. Și BD se compune din BD plus DC. Ești tentat, clar, să aduni fii numitorii anumitori și fii numărătorii anumitori. Deci de aici rezultă că BD plus DC. Supra DC. Egal cu 3 pe 4. Egal cu 3 plus 4. 7. Da, corect. 7 pe 7. 4. Se schimbă valoarea raportului. Nu, 7 pe 7 pe 4. Nu este 4 pe 7. Invers. Ah, eu am pus invers. Eu am pus DC supra BD plus DC. Dar noi ce facem aici? Am adunat numitorii la numărători, da? Da. Da. Deci face 3 plus 4, 7 pe 4. Adică avem în clipa asta. BD egal cu 7. BD. Ba nu mă, BD plus DC e BD plus DC. BC. BC supra DC. Egal cu 7 pe 4. Egal cu 7 pe 4. Dar pe BC îl știm, domn profesor. Care e 21. Supra DC.
Și acum vine 21 supra DC. Egal cu 7 pe 4. Și DC l-am aflat. Ia uite așa ușor. Eu ne rezultă că DC este egal cu... Este egal cu 12. Așa. 4 ori 3. 21 supra 7. Împărțim pentru 7 numărătorii. Da. Da. Vine 4 ori 3. 12. 12. 12. Și dacă DC e 12, uitați, avem acolo relația. BD e egal cu... Rezultă că BD supra DC e egal cu 3 pe 4. Deci avem că BD... supra DC egal cu 3 pe 4. Și atunci BD egal cu... Sau mai putea scădea din tot BC-ul. Corect. Care știm. Da, domnul, că are dreptate. 12. Corect. Da, mult mai rapid. Mult mai rapid, corect. Deci, iată că... BD mai trebuie așa. BD egal cu 21 minus 12. 21 minus 12. Adi, ai aflat? Da. 9. A fost foarte ușoară. Păi mai facem una, că a fost asta prea ușoară. Mai facem una? 17, ștepi tabla. Eu aștept să fiu sunat, deci da. Mai putea face. Ne facem una, dar una. Acum îmi facem una. Da, care mai aveți? Nici una. Una mai aveți, gata, hai. Și dacă e ușoară și asta, încă una. Nu e ușoară, adică una asta și gata, da? Și dăm profesor așa cu telefon. 137, 347. Da. Ei face picioare. Nu! Pare bine, o sermână. Patru doar. Ne vedem la anul. Deci, în ipoteza ABCD este un trapez. ABCD, trapez. Ipoteză. 18 de la pagina 36. ABCD, trapez. Scriu. Da. 8 știi asta, domn profesor. Da, problema 8. AB paralelă cu CD. Adi, scrie, te rog. AB paralelă cu CD. CD. AB egal cu AD plus DC. AB egal cu AD plus DC. DE este bisectoarea unghiului ADC. DE bisectoarea unghiului ADC. ADC. E aparține lui AC. EF paralelă cu BC. Deci, EF paralelă cu BC. Profesor, dați cum pun aici, să nu fie încred. Da. EF paralelă cu BC. EF paralelă cu BC. F aparține lui AB. Fără aparține lui AB. În concluzie, arătați că D, E și F coliniare. D, E F. Și F coliniare. Adică dacă ați spus E, F, asta am și spus. Da? Vedeți că aici zice doar trapez. Dar figura care o arată, că zice în figura alăturată, pare trapez isoșel. Pare, dar nu e. Pare, dar nu e. Am AB egal cu AD plus DC, poate o concluzie, o chestie. Ia vedeți, care figură. Uitați-mi 18. 18? Da. La ce pagină? 136. Deci, 18. De la 136. Ia ce figură. Pe partea stângă. Așa. Adică, rog să fii atent. Un trapez în care AD pare cu CD. Noi nu o luăm deocamdată resource cel, ci un trapez oarecare, da? Că dacă nu spun isoscel, nu văd motiv, dar probabil că mai târziu o să-mi dau seama. Deci ABCD e un trapez în care AB, AB este asta, AB, CD, da? CD. În care toată AB-ul se compune... Din AD plus DC, înseamnă că și D este bisectoare a lui ADC. A lui A. D e bisectoare. D e a lui A, de ce, da? Parcă așa scrie, nu, domnul profesor? Cu A, de ce, da. Îi duceți bisectoarea. Cu bisectoarea, unghiurile astea sunt congruente, să zicem. Uite așa. Prin teorema bisectoarei, nu? Că n-am dus-o degeaba. E. Deci... dacă
am a b-ul este cât? Deci tot a b-ul e ad. Ad-ul. Da, plus sine. Plus d-c. Deci latura aia cu latura aia. Ad-ul plus d-c egal cu toată a b. Așa. E, dacă asta ar fi paralelă. Da, este. Deci e f. A, stați, f unde? E f paralelă cu bc, zici. E f paralelă. F aparține pe ab. Fie D, E, bisectoarea unghiului A, D, C. A, D, C. E aparține lui A, C. Bun. Și E, F. O paralelă. Paralelă. Aveți figură, domn profesor, acolo, nu? Oam, dar eu vreau să văd numai din ce citesc aici. E, F, paralelă cu B, C. Deci la B, C, îi ducem o paralelă. Prin E. Prin ea aduc o paralelă la BC. Da. Așa ar veni. Așa o ducem. Ce fi face? EF. Paralelă. Deci asta e paralelă. La BC. Cu BC. Dacă asta e paralelă cu BC. Și zice că taie pe cine, domn profesor? Nu zice. Doar că e paralelă. A, ba da, zice că e pe AB. EF aparține lui A. A, B. Uitați-vă la figură, domnule. Cum se aparține F lui AB? Poate lua AD? F aparține lui AD. A lui AD. Și acolo pe figură cum e? F aparține lui AB. Aici le-a F pe F. Acolo e F? Da. Păi și eu atunci am unde? E de E de sectoarea lui ADC. Aaa, păi ea, eu îl ia pe AC. Nu ia ADC, da. Aici. Eu aparține la AC, domn profesor. Acolo e. Aici este E. Da, e aia. Și ștergeți acum E cu care l-am făcut noi. Așa. Deci. Și prelungiți-o. Și acolo e F, cum a spus inițial. DF ar veni și ia tot bisectoarea care tai pe AB în F. Deci DE e bisectoarea în engleză, da? Da, da. Dar nu spune că eu este pe AC. Ba da. Spune, a, așa. Uitați că spun, da, n-am văzut. Perfect. Ea aparține la AC, bun. Și mai departe, e F paralelă cu BC. Da. E F, uite așa. E F paralelă cu BC. Vedeți, trebuie să fie coliniare, domnule. Trebuie să fie coliniare, domnule. Și F. Vedeți, sunt figură coliniare. Și nu sunt. Deci noi trebuie să luăm figură sunt. Și la mine. Bun, la mine, da. Să vedem că nu respectăm o condiție. Dar trebuie să facem figura ca ei, că zicem figura alăturată. Da. Nu? Nu trebuie să vedem de ce trebuie să o fac așa. Că deocamdată spune ABC, de un trapez. Nu spune un trapez isoscel. Păi atunci a luat-o pe aia mai așa și pe asta mai scurtă. Nu, pot să iau și dreptunghi, da? nu spune nimic. Uh-huh. Probabil că condiția asta AB egal cu AD plus DC trebuie exploatat. AB egal cu A, D, plus de ce? Plus de ce? Haideți să o respectăm atunci, să urmărim condiția asta, că B este A, D plus de ce? În momentul în care am duce o paralelă la B, C, astea sunt paralelele așa. Da. Și dacă ar duce o paralelă prin D la BC, s-a format paralelogramul A, C, B, F și L, da, să zic aici, că nu știu că, da? Deci eu duc o paralelă asta, deci D, L, paralelă cu C, B. Și acum, DC este cât L, B. Asta e D, C. Și atunci AL ar trebui să fie... AL trebuie să fie cât AD. Da. Și dacă AL e cât AD, AL este cât AD, triunghiul DAL trebuie să fie isoscel, da, în condiția asta. Și atunci tot unghiul ăla, adică tot unghiul. Deci tot unghiul ăsta de aici, e tot unghiul ăla de acolo. De aici. Da. Adică unghiul ăsta de aici este cât ăsta ca fiind alterne interne. Da. Și de aia e bisectoare 2E.
Și pe de altă parte, unghiul la D1, dacă îl notați, e cât D2, cum ar veni, pentru că e bisectoare de el. Deci asta vreau să reușesc să arat, că în condiții în care AD cât AL, trebuie să mă duc așa fel încât să fie A, E și F coliniare. Păi așa o să iasă dacă, dacă măsurăm, domnul profesor, exact așa iasă, trebuie să facem altă figură. Insistăm. Deci unghiul ăsta e cât ăsta, din cauza că alternă intern. Dar cum în figură se cere ca să fie triunghiul DAL să fie isoscel, din cauza că latura asta e cât asta, înseamnă că asta toată e cât asta toată. Înseamnă că tot unghiul ăsta a fost împărțit în două unghiuri congruente. Corect. Înseamnă că DL asta este de fapt bisectoarea. Da, e bisectoarea, asta zic și eu. Asta e bisectoarea în condițiile astea. Corect. Și figura nu e corectă, atunci, lungimea corectă. Atunci, în condițiile astea AD trebuie să fie cât AF. AF și mai merg încă o dată și atunci asta devine paralel așa. Corect. Da? Mai scurtă, cum ar veni. Da. Și cum asta de aici cât asta, iar asta de aici va deveni exact cât asta, atunci trapezul este isoscel, dar trebuie invers pe asta. Eu n-am avut niciun motiv să iau figura așa. Păi da, v-am zis că în figura alăturată e un trapez isoscel. Dar vreau să faceți figura asta de aici. Și nu zic că e trapez isoscel. Ei zic doar trapez. Ajungem la concluzia asta. Da, ajungem noi la concluzia. Asta e important. Dar ei dau figura, vedeți, un profesor? Păi ei o luau de la început corectă. Da. Da, exact. Ca noi să fim cei care să vedem... Eu aveam figura acolo, dar îți spunem în figura alăturată? Da. Așa. Trebuie să facem alta, vrem. Da, facem, dar încă o dată insist. Copiii, ia uitați-o la domnul. În clipa în care mi spune că AB toată este cât AD plus D plus DC, înseamnă că paralela dusă prin D la BC. La BC este tocmai bisectoarea. Corect. Și dacă asta numai atunci AD este cât AB, așa, fă aici să fie, pentru că ce rămâne FB trebuie să fie cât DC. Și dacă într-un patru later, laturile opuse sunt paralele și sunt paralele din trapez și congruente, atunci figura asta este ce? Este paralogram. Și trapezii sunt ce? Nu, figura D, I, F, B, C. A, e paralelogram, corect. Deci e paralelogram și atunci D, F, e paralel și congruent cu ce B. Corect. Da? În condițiile astea, după ducerea bisectoarei, CB trebuie să fie paralelă cu DF. Trebuie să arătăm noi. Da, am arătat acum, că am dovedit. Da, nu zic, deci, scriem, nu? În construcție, în construcția, în ipoteză, deci când scriu, când desenez acest trapez, da, iată, voi face în felul următor. Despre latura cealaltă, nu știu ce să spun. Deci am aici A. O îi vedeam din fundul. Da. Știu D-ul aici. Nu, da. Cred că e C-ul acolo. Sau C. D-ul este așa. Uh-huh. Și duc bisectoarea unghiului. Care va tăia într-un punct. Pare mai mare AF-ul decât AD-ul. Asta e mai mare, că trebuie să fie cât asta, cam nu? Așa, am vorbit. Așa. Deci, asta e cât asta. Acum apare ok, da. Și acum aici este F, am dus bisectoarea. Da. Și acum D-ul e paralela cu bucru. Și ca să găsesc să fie condiția îndeplinită, duc paralela prin C la D-F. Corect. Și acolo e B. Și am găsit aici punctul B. Acum, corect, este făcută figura, așa fel încât condiția este îndeplinită că AB toată este cât AD plus DC. Plus DC. Este AB toată. O leacă cam lung unghiul ăla, B-ul, domn profesor. O leacă lung la floar. Așa. B-ul aici, da? B, da. Deci, AB toată e formată din AD
plus DC. Dar în loc de DC avem FB. Corect. Și deci am arătat că asta e cât asta. Da, și DC cât FB. Și DC cât FB. Și construcția este corectă, perfect făcută acolo. Dar trebuie să ducem AC, pentru că eu este tai pe AC. Deci eu ducem pe AC. Da. Așa. Și la intersecția bisectoarei cu AC-ul, îi punctul E. Noi avem colinearitatea asta AEC. Deci AEC că e diagonală. O avem, da. Da. Iar cât privește DE, ca bisectoare, trebuie să arătăm. Da. Da. Iar FE este paralelă cu BC. Corect. Ei, acum e un lucru. Că noi știm că triunghiul DAF este isoscel. Corect. De aici înseamnă că AD este cât AF. Corect. Și unghiul din F e cât unghiul din D. O secundă. Deci F e cât unghiul din D, nu încape discuție. Asta fiind bisectoare, ăsta două știam că sunt paralele, că ăsta sunt alternintele. Și tocmai este motivul pentru care DA este cât AF. Bun. Printr-o cea de bisectoare. Dar cum FB e paralelă cu DC din cauza că e trapez. Da. Și cum astea sunt și congruente. Ăla e paralelogram. Ăsta e paralelogram. Și atunci CB e paralelă cu DF. Corect. Dar noi am dus și EF paralelă cu CB. A, și din asta. Și prin punctul F, E sunt duse două paralele prin punctul F. Sunt două paralele duse la BC. Corect. Odată este DF paralelă cu BC și odată EF. EF paralelă cu BC. Și asta înseamnă și DF. Din unicitatea paralelă duse la o dreaptă la BC, printr-un punct F, coliniare. Punctele D, E și F se coliniare. Corect. Hai să vedem. Dar nu-i grea, deloc. Numai să fiți atenți dacă ați vrea să urmăriți. Deci nu... Așa cum suntem obișnuiți, încercăm să desfacem ipoteza și concluzia. Trebuie să arătăm că punctele D, E, F sunt coliniare. Când ai de arătat colinietatea trei puncte E... Ia uitați-vă la domnul profesor Adi și de E și F. Poate nu trebuie să treci două drepte. Printr-o punct exterior și o singură paralelă la dreapta aceea. Adică trebuie să arătăm că DE pare cu FB. Deci, ori arătăm cu o dreaptă la noi BC-ul. Da? De dreapta BC. Dacă arătăm că DE paralel cu BC și tot și DF paralel cu BC, prin D nu trec două. Corect. Sau, dacă arătăm că DE paralel cu BC și EF paralel cu BC, iată-l pe E, care obligă să fie aceeași paralel. Sau, la noi nu știm că F e paralel cu KB? Ba da! Da! Păi tocmai din ipoteză. E paralel cu KB, atâta. Deci clar, asta vreau să insist. Cum EF e paralel cu BC din ipoteză, că e dus de autor, și noi demonstrăm că DF e paralel cu BC, prin F... Dar nu le rămâne decât șansa să coliniare, cele două drepte sunt suprapune. Deci noi practic trebuie să arătăm că DF, KB e paralelogram. Asta e cu atât. Ai înțeles, Mirona? Da, am înțeles. Deci, aveam că e EF, e paralel cu BC. Corect. Și dacă arătăm că și DF e paralel cu BC, am rezolvat problema. Ai înțeles, Miro? Da. Și hai să arătăm că DF, BC e paralelogram. Păi avem DC paralel cu FB. Ei, la DC paralel cu AB. Cu AB sau cu FB. Da. Că F e pe AB, știu asta. Corect, da. Și cum AD plus DC egal cu AB. Cum AD plus DC egal cu AB, da. Și ADF e isoscel. Trebuie să arătăm că ADF, aici e un moment de problemă. Dacă arătăm că e isoscel, da, atunci... DC egal cu FB și când își pare ăla... Atunci asta e și paralel și congruentă. Și congruentă și la revedere. Figura e paralelogram și e clar că DF, B, C, DF e paralel cu BC și cum EF e paralel cu BC, totul e rezolvat. Bun, cum arătăm? Acum, că... cum arătăm că aici e triunghi isoscel? Păi avem că unghiul, știm că unghiul de acolo e congruent. 1, da, cu 2. 1 cu 2 din cauza bisectoare. Da. Da. 1 cu ăsta din cauza că sunt două paralele, te-ai întrebat. Deci 1 cu 1.
atunci... 1 cu 2, 1 cu 1, înseamnă cu 1 cu 2. Și am demonstrat. Și atunci trigul este isoscel. Corect. Și fiind isoscel, a... D-i cât a F. Și atunci nu-i rămâne lui decât decât să fie cât F. Decât cât F, B și termină problema. Și paralelogram. Da. Redactăm, domnul. Bun. De ce ajutăm pe triunghiul isoscel? Da, înțeles meu? Da. Super. Da. Tot secretul a fost în acela că A, D... Plus de A, D, cât A, F, acolo, da? Da, și că ce să exploatăm asta, că A, D, F, D, C, egal cu A, B, doar. Nu dat-o degeaba. Da, păi ne-i vorba, nu-ți dă nimic. Rar se întâmplă, cum a fost acolo. S-a întâmplat, exact. O dat pe perpendicularitatea de aceea. Exact. Dar, de regulă... Numai figura de sus. Lasă de sus, o știa. A, așa, așa. Deci... Și asta nu? Nu, lasă-o, deci aia îmi trebuie mie ca idee când... Când finalizăm. Însă eu, neștiind cum se iau figura, ați văzut că am luat-o, nu, trapezul nu este isoscel. Să ne înțelegem, nu este isoscel. Da, e trapez. E un trapez oarecare. Corect. Însă condiția asta fructificată că A, B este cât A, D plus D, C și că D, F e bisectoare, te trimite spre... În figura dumneavoastră se vede că nu e isoscel. Când aici am figura alăturată, se vede că e isoscel acum. Ei, aproximativ acolo, cum a luat el unghiul de acela, de acolo, dar nu, vezi, figura nu trebuie să te trimită obligatoriu spre ce e observatul acolo. Da. Că doar, chiar dacă îl și măsori, acolo te poți înșela. Da, bineînțeles. Numai că toată povestea este să înțelegi bine conținutul problemei. Ați văzut, eu refuzam să fac trapezul. Da, și ați dus chiar, nu le-a dus pe linia de loc. Da. Până când am înțeles că nu-i condiția valorificată și până am înțeles că am cum trebuie făcut încât să se întâmple chestia. Corect. Da? Gata tu, doamne. Hai și scrie frumos pe caiet. Deci demonstrație. Chiar congruent, da? E congruent, da? Hai să vedem. De unde începem? Cine zice? Mi-e A, D, F, isoscel. Demonstrăm că A, D, F, isoscel, nu? Da. Cum demonstrăm? Pentru că D, E, bisectoare în A, D, C, rezultă că... Așa zice. De cam. Între unghiul. A, D, C. Între unghiul. A, D, C. D, E, bisectoare. D, E... Bisectoare. Rezultă că măsura lui A2 cum am notat cu 1 și 2 măsura lui D1 egală cu măsura lui D2 da. Și cum avem alterne interne păi zice, pentru dreptele DC și AB luate disecanta DF DC paralel cu AB DC paralel. Da, DC, pe de altă parte, DC paralelă cu AB. Secanta. Secanta. DF. 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 Secanta. Rezultă că unul. Din cele două rezultă că. Nu, unul. Care e unul? D1 e congruent cu F. D1 congruent cu F1. Alternă intern. Am scris. Și cum D1 cu D2, nu? Rezultă din asta două, că unghiul F1 e cât D2. F1 congruent cu D2. Și gata, și rezultă din asta că triunghiul ADF e isoscel. Triunghiul ADF e isoscel. Avem rezultat congruent cu congruent cu A, F. Bun. Cum A, de altă parte, A, B egal. A, B egal cu A, D plus D, C. A, D plus D, C. Rezultă că A, B. În loc de A, D. Putem să punem A, F. Egal cu A, F plus D, C. Deci de aici rezultă că A, B. A, B este egal cu F. Plus cu B. Plus A, F plus D, C. Bun. Și rezultă că D, C e congruent cu F, B. Deci rezultă de aici că D, C... Congruent cu F, B. Congruent cu F, B. Deci subscriem că D, C e paralel cu F, B. D, C e paralel cu F, B din ipoteză de trapez. Paralel cu F, B. Rezultă că D, C, B, paralelogram. Rezultă că D, C, B, F, paralelogram. D, C, F,
Paralelogram. Bun. Și dacă e paralelogram? Rezultă că laturile... A, și acum noi știm că e FI paralelă cu BC. Da. Din faptul că e paralelogram înseamnă că DF... DF, corect, corect, ai aici. DF. Paralelă cu BC. Cu BC. Cum din ipoteză avem că... EF. EF e paralelă cu BC. Ia uite cum rezultă DF, adică colinear. Rezultă DF colinear, da? Puncte acestea sunt colineare. Super, da? Chiar e... Da? Chiar e ușoară problema. Chiar ușoară. Da, ușoară. Da, ușoară. Da, la mine a doua. Acum, eu... Ne oprim aici. Ne oprim, domnul, nu mai pot ei. Mai, nici nu mai pot. Deci, și noi am și obosit. Vacanță, avem nevoie. Au nevoie. Avem o mare nevoie. Hai, fă finalul. Fă la revedere, vă mulțumim că l-ați înrăim pe profanaj. Ne vedem la anul. Nu vedem, să facem... Ne vedem la anul. Ne vedem la anul. Acum sunteți orei. La mulți ani, la mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Sunt mai mulți. Îmi vă scăpi pe tot, domn profesor, și noi să mai multă forță să vă dea și vouă de Dumnezeu, mai copii. Să mulțumesc Dumnezeu că am ajuns cu bine. Și vom ajunge mai departe. Așa și sperăm. Cu multă... Dacă nu rămâne repetență. Ei, Doamne ferește, măi. Și că tu poate. El învață. Da, zici, tu poate. Tu poate, că eu învăț. Poate. Vă ajustez la română? Da. Am o vacanță frumoasă pentru că nu mi-a ajustez la română. Yeee! Dar de ce mă n-ai făcut la română? Am făcut, am făcut. Nu, la adus și am luat 10 cu ăla, așa, din tot 10. Da, 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 da. De unde, ar vrea eu. Da, ar vrea eu 10. Deci facem sinteza, domnul profesor, am bucat așa. Teorema bisectoare. Teorema lui Doamne, nu mai uitit teorema Tales. Sinteza. Ori. Haideți să luăm de la capăt. Nu a făcut două probleme? Trei. Trei. Prima problemă ce a fost? Prima problemă, la cine se uită? Vă rog să vă uitați, hai să vă măi, uitați-vă un pic pe caiete, să vedem prima problemă cu ce a fost. Cu teorema Tales. Asemănare? Nu, dreptunghiurile la asemenea. Dreptunghiurile alea dreptunghișe, da? Da. Asemenea. Să spune, asemănarea triunghiurilor, da? Da. Cazuri de asemănare. De fapt, ele vor fi definizate în lecțiile care urmează. A fost acolo importantă relația aceea că AC, vă amintiți, nu? AC egal cu AE plus EG. AE plus EG. Asta a fost o problema foarte importantă de testele a foarte. 2. Am lucrat problema aceea în care mi se dădea laturile. Și am teorema bisectoare a fost. Deci teorema bisectoare a fost acolo. Teorema bisectoare. Pe care am exploatat I, mai pune să sfârșit. Da, teorema bisectoare. Am exploatat-o și am aflat. Sigur. Așa, și pe aceea la 3 am avut acum aici paralelogram. Da. Paralelism. Ce-am mai avut aici, domn profesor? Colinearitate. Deci paralelogram, paralelism, când am folosit el. Trapez, acolo. Trapez. Trapez. Da. Triunghi social. Triunghi. Triunghi social, am avut paralelism, colinearitate. Patru. Are la cameră. Unicitatea paralele duce printr-un punct exterior. Corect, așa. Unicitatea. O, ce urât ai scris. Doctore. Doctore, ce urât ai scris. Unicitatea. Paralele. Așteaptă, zici, termin, domn profesor, sinteza și pe aceea scrie, arăsa la mulți ani 2016, dusă, da? Printr-un. Dusă printr-un, așteaptă, dusă. Punct exterior, unde? Exterior. Unde? Unde? Oh, să șterge mesele, ca să rămâne curată. Da. Să fie curată. Să rămâne curată. Să rămână. Da. Da. Deci, unicitatea paralele dusă printr-un punct exterior. Și colinearitate. Așa, așa. 5.
colonialitate. De fapt, colonialitatea s-a bazat prin unicitatea parentului. Da, dar am cântat-o și de ce nu? Sigur că da. Cât mai multe lucruri cântate. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, ne vedem în anul 2016? 2016! Mai dau mai în spate, cum nu se vede. Mai în spate, Tudor. 2016, boss. Mai în spate, Tudor, cum nu se vede. Așa, bun. Dar doar nu fi chiar. Și lasă un pic. Așa. Așa. La mulți ani 2016, să ne vedem sănătoși, cu bine, forță de muncă, ne încărcăm bateriile, domn profesor, așa, de Crăciun. Și voi să fiți cei care să purtați mesajul, pe oriunde vă duceți, că există proful online. Să urmărească lecțiile, că îi ajută, așa cum vă ajută pe voi. Mai dăm nu uitați de like și share! Uitați-vă, da. E foarte important. La revedere! La revedere, domn profesor!